Cornel, sectorul Râșcani, strada Miron Costin, colț cu Dimo. De vreo 2 săptămâni de când am venit, găsesc acolo pe marginea carosabilului grămezi de praf, de noroi, care stau nemișcate, nemutate. Mă gândesc că poate acum în ajun de alegeri măcar le-au strâns, le-au adunat. Au trecut ploile, au trecut vântul. Am să vedem. Pe partea asta, pe Miron Costin, vedem niște gunoi. Și pe Dimo tot așa. Vedem că nu a strâns nimeni nimic. Probabil în orașul ăsta, fără primar, nu se întâmplă nimic. Halal de capitala, de urbea, în care serviciile nu funcționează decât cu indicațiile directe ale primarului. Oare Andrei Năstase sau Ion Ceban au de gând să facă vreo schimbare sau tot așa? Să lase să funcționeze verticala puterii și interesele de partid. Un kilometru de carosabil cu grămezi de praf care se transformă în noroi și iar praf. N-are cine să vină să le evacueze. Mă mir cu s-o găsit cineva să le adune. Probabil fac curățenie odată în Paști, la sărbători din astea religioase sau când vine vreo delegație. Altfel, drumurile sunt la fel de murdare ca și la țară, unde nu există nici fonduri, nici resurse. Dar aici bugetele sunt de milioane la toate întreprinderile de stat. Și uitați-vă ce se întâmplă. De la Miron Costin și până la Aleco Rousseau, aproape un kilometru de mormane de gunoi. Poți să zici despre asta că e capitală europeană? Nici în Occident nu vezi așa ceva, nici în Rusia sau în Est, de unde se inspiră Ion Ceban. Oameni buni, sper să faceți ordine. Măcar după 3 iunie să văd bucata asta curățată și pe viitor să nu se repete disprava.